Deci dați-mi voie ca la fiecare cuvânt pe care să-l am să-i mulțumesc domnului primar, pentru că trebuie să-i mulțumesc domnului primar. Vorbind despre opera lui, de ce aceste lucrări pot avea statut de operă de artă? Pentru că, în fond, motivul acesta, cel puțin Piteștiul vechi, l-au luat foarte mulți și l-au luat la modul, cum să spun, fotografic. Dar ce a adăugat Augustin fiecărei lucrări, fie că e vorba de Pitești, fie că e vorba chiar de București, pentru că sunt secvențe și din București, dacă nu mă înșel și din Câmpul Lung, sper că am văzut foarte bine, a adăugat acel parfum, acel sfâc care e specific și acea, dacă vreți, fâșneață linie, ca să folosesc un termen poate mai puțin plastic, acel duct foarte plin de vioiciune și de veselie, ceea ce la Augustin nu prea pare a fi o constantă. Dar singurele lui plăceri, dacă vreți, sunt acelea ale desenului. Am motive să spun, pentru că atunci când mi l-a adus Victorița, Victorița fiind mama lui, Victorița Lucici de mână, și sunt omul cedan foarte mulți ani, cu o mapă de desen. Ei, să știți că am zis-o atunci că ăsta este viitorul lui Augustin. Augustin va fi, în primul rând, un mare desenator. Și este. Restul, ce să vă spun, restul este vizibil, cum a spus și Denisa, nu se încifrează, nu se ascunde în fața unui rebus, ne oferă o panoramă reală și dă foarte bine această expoziție aici, într-un centru cultural, care, dacă mă uit în stânga și în dreapta, chiar vorbeam cu doamna Popescu Catinel Popescu, că este locul unde și-a făcut ea prima pereche de pantofi. Colțul cu calea, cu strada Craiovei. Strada altui piteștean care pictează în alt fel și în alt mod Piteștiul și nu-i dau numele că e aici de față și s-a și pitit după stâlp. Îți mulțumesc încă o dată, Augustine, că ne reamintești că aici suntem totuși, avem niște origini și aici l-aș cita pe Gheorghe Dobrică că despre el era vorba. Totuși, noi avem tradiții. Noi avem amintiri, avem niște trăiri pe care, din când în când, trebuie cineva, un Lucici, un Dobrică, un nu știu cine, nu mai dau nume, să le scoadă la lumină. Mi-am adus aminte cu plăcere mai devreme și am să o spun, doamna viceprimar, când venea familia Gagiu la cinematograf, era o adevărată despătare, erau tonici. Și de asta mi-am adus aminte, pentru că noi piteștenii, ăștia mai bătrâni, că nu chiar, dumneavoastră nu, eu, avem într-adevăr nevoie de ceea ce Augustin ne pune pe simezele acestei sări. Și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamna viceprimar, pentru ajutorul care l-ați dat, că ați venit la fel de des ca și alții lângă noi la liceu și asta înseamnă că iubiți arta. De asta vă mulțumesc pentru că ați venit și mă uit în sală, este într-adevăr o plăcere să văd numai lume bună. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc! Bună și bună seara, dragi prieteni! Profesor, Denisa, pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați spus. Nu știu dacă le meritam așa cum mine, dar îmi străduiți să fac o seară cât de cât plăcută prietenilor mei. Într-adevăr, sunt nostalgic privind urmă. Am anumite porțiuni și alcătuiri care mă fac să-mi trezească contradicții în ceea ce privește creația mea. Nu am prea multe de spus. Cei care au vorbit în această seară, cred că au spus cam totul. Dorința mea este ca și pentru viitor să am
aceeași sănătate pentru am încercat să lucrez la fel de mult și vă mulțumesc frumos pentru că ați venit în această seară. Mulțumesc! Expoziția maestrului Augustin Lucici rămâne deschisă până la finele lunii noiembrie. Iubitorii artei o pot viziona la parterul Casei Cărții de luni până vineri, între orele 10-18.